24 de persoane au fost reținute în urma perchezițiilor Centrului Național Anticorupție la membri și activiști ai Partidului Șor din mai multe localități. Despre asta se spune într-un comunicat de presă al Procuraturii Anticorupția. Președintele formațiunii politice, Ilan Șor, afirmă că totul se face la indicația guvernării, iar adevăratul motiv pentru care se recurge la asemenea măsuri este teama de proteste. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în urma perchezițiilor au fost ridicate circa 20 de pungi cu bani care ar fi destinați participanților la proteste. În cursul zilei au fost efectuate 55 de percheziții la domicilii și mijloace de transport ale mai multor persoane suspectate. În mai multe locații am ridicat aproximativ 20 de pungi negre cu același emblemă. Pungile au o etichetă albă lipită pe ele cu cuvinte scrise de mână, care sunt nume de raioane. În total, estimăm că astăzi s-au ridicat aproximativ 3,5 milioane de lei. Aici aș dori să menționez că ancheta a folosit informații de la jurnaliștii de investigație. Veronica Dragalin a anunțat că Procuratura Anticorupție va reveni vineri cu detalii la acest subiect. De dimineață, președintele Partidului Șor, Ilan Șor, a venit cu o reacție imediat ce s-a aflat că ofițerii CNA și CISIS au descins cu percheziții. Într-o înregistrare video, politicianul declară că totul se face la indicația guvernării, iar adevăratul motiv pentru care se recurge la asemenea măsuri este teama de proteste. Ei urmăresc să le ia oamenilor și ultima bucată de pâine. Astăzi, operațiunea organelor de drept vrea să le ia oamenilor și acea mică compensație pe care eu o ofer oamenilor pentru ca ei să ajungă la proteste. Aceste acțiuni pe noi nu ne vor opri. În Moldova vor avea loc alegeri corecte și democratice, care ne vor permite să construim o țară unde fiecare cetățean va trăi bine și confortabil. De cealaltă parte, Veronica Dragalin a declarat că fiecare procuror ia o decizie privind măsurile preventive pe baza probelor de cauză și pe baza legii. În cele din urmă, decizia despre o anumită măsură preventivă este luată de judecătorul de instrucție, susține Dragalin. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a scris într-un mesaj că nu comentează declarațiile politicianului. Anterior, ea ne-a spus că organele de drept trebuie să investigheze finanțarea protestelor și să ia măsurile necesare în cel mai scurt timp. Președintele Maia Sandu a declarat anterior că Partidul Șor organizează proteste deoarece nu își dorește ca autoritățile să înfăptuiască reforma justiției. Precizăm că Ilan Șor a confirmat de mai multe ori că achită din cont propriu transportul și mâncarea protestatarilor care nu au posibilitatea să vină la manifestații.